Bună dimineața din nou. Ce este foarte important să mâncăm pește, indiferent că îl achiziționăm chiar și, chiar și congelat, dacă e vorba despre un filet de cod, care nici nu este scump și este preparat așa cum trebuie, este delicios. Pentru preparatul de astăzi aveți nevoie în primul rând de fileul de cod. Pentru fileul de cod, pentru că am să-l prepar pane, am să prepar un amestec din făină cu sare, cu puțin piper, cu puțină boia și un pic de chimen. Prin aceasta voi tăvăli codul, dar nu înainte de a-l tăia în bucățele mai mici, și vă spun imediat și de ce. Pentru că voi pregăti un sos beșamel în care, să spun, din ouă, făină, un pic de lapte, un pic de sare. Am să adaug un praf de copt, pentru că aceasta face ca paneuțele, cum spun bănățenii, să fie mai crocante, și acel înveliș este mult, mult mai delicios atunci când optați pentru praful de copt. Sosul tartar ce însoțește tonul acesta face deliciul preparatului. Pentru sosul tartar aveți nevoie de 3 gălbenușuri de ou fierte de data aceasta, ca să poată să mănânce toată lumea. La acestea, după ce le mărunțiți, adăugați chiar 2 linguri dintr-un muștar de calitate foarte bună. Optați pentru un muștar de Dijon sau pentru un muștar clasic, dacă nu vă place foarte iute. Castraveciori murați, tăiați în cubulețe foarte, foarte, foarte mici, și capere. Sunt cele 2 ingrediente de bază, la care mai adăugați ceapă verde, de asemenea tocată foarte, foarte fin, și pătrunjelul, ce trebuie să fie și acesta din abundență. Nu de alta, dă foarte bine, este verde și este și foarte sănătos. Vă dau detalii puțin mai târziu. Mulțumim!